Un elicopter EC-135 al MEAI face un zbor de încercare pe aeroportul Băneasa din capitală. Piloții unității sunt pregătiți oricând de misiune, deși pandemia le-a micșorat numărul de zboruri. În ultima lună, ei au decolat de 20 de ori în sprijinul unităților de poliție de la sol. Misiunile au constat în survolarea și monitorizarea zonelor în care colegii de la IEPR-ul au informații că se află persoane cu preocupări infracționale, zonele în care s-au întors conaționali de-ai noștri din străinătate și se află în carantină sau izolare. În ziua de 1 mai am survolat, am executat personal o misiune de supraveghere a principalelor artere de circulație și litoralul românesc și este o imagine dezolantă cu toate căile de comunicații, cu alee și plajele pustii. În ultima lună, cele mai multe misiuni au fost cele medicale. Piloții SMURD au decolat de peste 200 de ori și au salvat cam tot atâția oameni. Pandemia i-a obligat și pe ei să-și ia măsuri de siguranță. Orice misiune se execută cu mască de filtrare FFP2, cel puțin, mănuși. Iar în momentul în care există cel mai mic dubiu, există acel combinezon unic de protecție pe care îl folosim. Piloții MEAI au avut 5 misiuni cu bolnavi de COVID-19. Cel mai recent zbor a fost ieri, când au adus de la Suceava la București un pacient de 51 de ani intubat. Până acum, niciun pilot sau mecanic al unității nu a fost infectat. Un echipaj de la Arad a stat în izolare, însă nu au fost probleme. În prezent, Inspectoratul de Aviație al Ministerului de Interne are 20 de elicoptere, 12 EC-135, 2 Aluet și 6 elicoptere grele Mi-8 și Mi-17. De pe aeroportul Băneasa, pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.